Salutare tuturor, bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip, astăzi 20 iulie. Situația cu roșiile din seră. Ei bine, o să vă prezint mai detaliat fiecare hibrid, pentru că în seră am hibrizi, cu excepția celor din țevile PVC, în care am pus un soi. Rămâne de văzut și cum se prezintă la gust, bineînțeles. Dar referitor la hibrizii pe care i-am în seră, da, roșiile portocalii sunt soiuri, cred, pentru că sunt recoltate de mine în urmă cu câțiva ani și văd că au ieșit foarte, foarte bine. Cum le-am obținut roșiile portocalii? În urmă cu câțiva ani, soțul meu a venit acasă cu câteva roșii de la cineva, de la o persoană care are seră și i-a plăcut foarte mult cum arată, așa că i-a cerut câteva ca să le degustăm și într-adevăr au fost bune la gust. Am recoltat semințele, în următorul an am semănat și noi și, surprinzător, anul acesta am avut rezultate foarte bune cu acest soi de roșii portocalii pe care le-am pus aici în seră. Evident, nu știu soiul, să vă spun cum, care este denumirea lui. Ideea este că sunt încântată și cu siguranță anul viitor voi mai pune câteva fire să văd în continuare evoluția lor. Ne-am recoltat semințe și bineînțeles că voi pune și anul viitor. Deci, uitasem de acest soi. În rest, am numai hibrizi aici în seră, cu excepția celui portocaliu și a celor din țevile PVC, în care am plantat câteva răsaduri, neavând spațiu unde în grădină să mai plantez. Ei bine, o să vă prezint așa pe etape, ca să nu fac acest videoclip prea lung. O să mă refer în mod special la Beefmaster. Este al treilea an când îl cultivăm, e hibrid. Am aici și plicul pentru că sunt persoane care au făcut confuzie cu acest hibrid și, ca să nu existe confuzie, repet, pentru cei care îmi duc grija, pentru că sunt persoane care îmi duc grija. Sunt prea multe persoane care îmi duc mie grija la țară și de faptul că arăt diverse produse, diverse firme, diverse denumiri, nu este reclamă, nu sunt plătită ca să arăt acest plic. Deci, stați liniștiți, respirați ușor, nu am primit bani ca eu să fac această recomandare și să spun că da, hibridul ăsta este bun și se merită a fi plantat în seră sau în grădină. De ce spun acest lucru? Pentru că l-am testat, este al treilea an și eu sunt mulțumită de felul în care produce și tocmai de aceea îl și recomand pentru cei care vor să încerce și altceva decât ce au încercat până în prezent. Pentru că au fost persoane care mi-au cerut recomandări. Ce anume recomand pentru a fi plantat, ce am testat, ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Ei bine, eu recomand din toată inima acest hibrid, pentru că, din păcate, roșiile inimă de bou, soiul nostru autohton, nu mai merge la noi în grădină din 2018 și până în prezent. Am tot testat în speranța că voi reuși să obțin și recolte bogate și sănătoase. Din păcate, nu am reușit. Ei bine, acest hibrid Beefmaster F1 de la Prima Sementi este cel mai aproape ca și gust de inimă de bou, tocmai de aceea am ales să-l punem în continuare și cu siguranță îl punem și în următorii ani. Se dezvoltă foarte bine în seră, deși nu pe plic, nu este specificat, dar pe site este specificat acolo în descriere că la 30 de grade florile avortează. O să vă arăt cum se prezintă la ora actuală în seră, dar mai am și câteva în grădină, pentru că am pus și în grădină.
Și într-adevăr sunt probleme cu avortarea, dar probleme cu avortarea florilor sunt nu doar la acest hibrid Beefmaster, ci la toate plantele de roșii. A fost caniculă la noi în sud-estul țării, au avut 40 de grade, deci cod roșu ca în majoritatea zonelor din țară. Bineînțeles că sunt probleme cu avortarea florilor, bineînțeles, și nu doar la roșii, și la, mai ales la fasole. Și nu este o piedică să nu pun. Bineînțeles că în seră sunt temperaturi mai ridicate de 30 de grade când e vorba de caniculă. Eu sunt mulțumită de felul în care au produs. Bineînțeles că vom merge în continuare iarăși cu acest hibrid. Vom mai testa și altele. Am spus de atâtea ori că nimic nu e bătut în cui, nimic nu e, nimeni și nimic nu este de neînlocuit. Așadar, este un hibrid, este o roșie foarte bună de consum, în stare proaspătă, dar și pentru conservare. Deja am făcut prima tură de suc de roșii, urmează în curând și a doua tură, tot suc de roșii voi face, pentru că mai am zarzavat de anul trecut și bulion și anul acesta vreau să fac mai mult suc de roșii. Dar referitor la sucul de roșii, alt videoclip, am primit ceva comentarii acolo și vreau să fac un alt videoclip, pentru că dacă sunt mai multe persoane care mă întreabă același lucru, evident că vin. Am mai spus, vin și îi răspund mai detaliat dacă există un subiect care e de interes pentru mai multe persoane. Ce probleme am eu aici cu Beefmaster? Pentru că am o problemă aici în seră. În sens bun sau sens rău, depinde cum priviți lucrurile. De atâta rod, pentru că a fost atât de bogat în rod, s-au rupt câteva plante, două, trei plante s-au cam rupt. Din păcate, din fericire am avut rod mare, dar din păcate planta nu a reușit să țină tot rodul și s-a rupt. Cu toate astea, ea, văd că de fapt sunt mai multe, sunt în continuare uimitor felul în care s-au regenerat, deci chiar dacă s-a rupt și o să vă arăt exact imediat cum anume s-a rupt, s-au dezvoltat în continuare, sunt verzi, sunt viguroase, chiar dacă ele sunt rupte. Deci tomatele au o putere incredibilă de regenerare, dacă ele se rup, și am mai făcut un videoclip referitor la acest aspect. Dacă se rup, ele încă mai pot duce rodul, se cicatrizează rana și încă mai duc rodul. Este uimitor. Iar acum o să vă arăt mai detaliat ce și cum aici și bineînțeles pentru că eu când am făcut sucul de roșii am și cântărit câteva roșii, aveau în jur de un kilogram, exact ca inimă de bou pe vremuri. Inima de bou mie mi-a depășit în trecut până în 2018, când mergea bine soiul ăsta la noi în grădină și în seră, mi-a depășit un kilogram pe vremuri. Sunt curioasă dacă Beefmaster-ul ăsta ajunge la un kilogram la mine în seră, pentru că data trecută când am făcut sucul de roșii avea 900 și ceva, deci aproape de un kilogram, dar nu a depășit kilogramul. O să mai fac, mi-am adus și cântarul și să, pentru că oricum trebuie să o tai pe cea care este foarte coaptă și să fac o salată din ea să ne delectăm, pentru că v-am spus, este foarte bun și în stare proaspătă, nu doar pentru procesare, pentru bulion, pentru suc de roșii. Să vedem cât ajunge asta care este la pământ. Și acum, hai să vă arăt exact ce s-a petrecut aici cu firele astea. Pentru că trebuie să gândesc totuși o altă metodă și de palisare pentru soiul ăsta mai mare. Deci, inelele sunt bune de palisare, pentru că v-am spus, anul ăsta am făcut un test să văd cum se dezvoltă plantele dacă palisesc cu ajutorul inelelor, clipsurilor de palisare pe ață. A fost o alegere bună, dar nu pentru toate plantele, ci doar pentru roșiile care au crești, care sunt mai mici în dimensiuni, medii,
mici, medii, tip cherry sau roșii medii, nu pentru cele mari cum sunt Beefmaster, pentru că se prea poate întâmpla să nu poată să ducă, să țină rodul ăsta mare și bogat și să se rupă plantele. Haideți să vă arăt exact care este situația cu roșiile aici.